Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua, stimați chișinăuieni. Suntem în a treia zi de dezbateri publice în spațiu liber cu neparticiparea tovarășului Ivan Ceban. După cum vedem, el continuă să ne ignore, nu se prezintă nici la dezbateri televizate, nici la dezbateri în aer liber, fapt care confirmă ideea pe care am menționat-o încă la începutul acestor dezbateri, că domnul Ceban evită să discute cu contracandidații, evită să discute cu cetățenii, se întâlnește cu oamenii pe ascuns și încearcă să obțină al doilea mandat folosind resursele bugetului municipal, folosind acele resurse de PR și propagandă pe care le plătește, pe care le întreține din banii noștri publici. L-am invitat pe Ceban aici să discutăm despre problemele chișinăuienilor. Ieri v-am vorbit despre ambuteiaje. Astăzi vreau să vorbim despre altă problemă importantă pentru chișinăuieni, mai ales pentru locuitorii din suburbii, pentru starea drumurilor. Cunoașteți cu toții și vedem în fiecare zi că drumurile din Chișinău sunt un dezastru. Iar drumurile de acces spre suburbii sunt într-o stare și mai proastă. Deși se laudă că a dezvoltat orașul, în 4 ani nicio problemă sistemică din Chișinău nu a fost soluționată. Trafic, ambuteiaje, lipsa parcărilor, drumurile sparte, câinii maidanezi și alte probleme ale chișinăuienilor au devenit doar mai grave, doar s-au agravat. Haideți să vă dau doar un exemplu despre cât de irresponsabil este primarul Ceban și funcționarii săi de la instituțiile municipale subordonate și cât de irresponsabil cheltuie ei banii noștri pe care noi, chișinăuienii, ne așteptăm ca ei să-i cheltuie pentru rezolvarea problemelor cu care ne confruntăm. De exemplu, pentru îmbunătățirea drumurilor din oraș. Vă dau doar un exemplu. Cu toții știm că aceste drumuri din suburbii sunt o problemă. În planul de achiziții pentru anul 2022 al Direcției Mobilitate Urbană de la Primăria Chișinău se regăsește punctul care se numește reparația și întreținerea căilor de comunicație suburbane, căile de acces spre suburbii. Lucrări cu valoare totală de 15 milioane de lei, care trebuiau să fie efectuate în anul 2022. Procedura de achiziție trebuia să înceapă să fie făcută în luna februarie, astfel încât, odată cu venirea timpului favorabil, aceste lucrări să fie efectuate. În realitate, gospodarii de la Direcția Transport au efectuat licitația abia la 22 noiembrie 2022, la finele anului. Până la finele anului mai rămâne o lună. La finele anului, dacă banii alocați pentru o categorie de cheltuieli nu sunt utilizați, ei se întorc înapoi în bugetul municipal. Știți ce au făcut cei de la Direcția de Transport? Au semnat contractul cu compania care a câștigat licitația și au efectuat plata, fără să fie efectuate lucrările, fără să fie recepționate lucrările. Vă dați seama că mai puțin de o lună este imposibil să asfaltezi și să repari drumurile spre 18 suburbii. Însă banii au fost achitați. De asemenea, caietele de sarcini au fost efectuate cu volume aproximative, în lipsa unor proiecte de execuție, fiind încălcate prevederile regulamentului privind achizițiile publice de lucrări. Nu au fost introduse nici măcar adresele șantierelor. Așa și nu știm care suburbii, care drumuri trebuiau să fie reparate de acești bani.
De asemenea, nu este clar cum au fost realizate calculele pentru aceste lucrări, care a fost, cum a fost estimată valoarea lor. În planul de acțiuni al Direcției de Transport pentru anul 2022, nu există niciun punct în ceea ce ține de dezvoltarea și întreținerea infrastructurii rutiere din suburbii. Adică înțelegem că, deși lucrările au fost plătite, aceste lucrări nu au fost efectuate. Iar pentru anul 2023, pentru anul curent, în genere, lipsește planul de acțiuni de pe site-ul Direcției de Transport. 15 milioane de lei alocați pentru reparația drumurilor din suburbii au fost pur și simplu furate de Ceban și oamenii săi de la Direcția de Transport. Și asta este doar un caz. Iar Ceban îmblă prin suburbii și povestește oamenilor despre cum investește el în dezvoltarea suburbiilor. Același lucru se întâmplă și cu lucrările de reparație curentă și capitală a străzilor de pe teritoriul orașului Chișinău. În 4 ani, primarul Ceban a schimbat doar 2 cm de asfalt pe câteva străzi din Chișinău. Imaginați-vă câți ani are nevoie Ivan Ceban ca să repare capital toate 600 și ceva de străzi din oraș. Probabil are nevoie de câteva zeci de mandate, de câteva sute de ani, cu așa ritmuri și cu așa eficiență. Prieteni, pentru toată lumea deja e clar de mult că primarul Ceban folosește resursele primăriei nu pentru a soluționa problemele oamenilor, ci pentru a-și face rating politic, pentru a-și finanța partidul pe care l-a creat, pentru a-și pune bani deoparte pentru campania prezidențială care urmează să fie la anul. În loc să se ocupe de problemele sistemice ale orașului, acest politician pur și simplu vă fură banii și vă fură voturile pentru a folosi aceste resurse în misiunea sa pe care i-a pus-o agenții Kremlinului de a prelua puterea în Republica Moldova. Stimați chișinăuieni, în această campanie electorală doar eu am determinarea, curajul și puterea să mă lupt cu Ceban și să demonstrez pericolul pe care îl reprezintă. Mă adresez alegătorilor pro-europeni. Încredințați-mi votul să-l învingem pe Ceban în aceste alegeri. Doar eu am determinarea, curajul și puterea să-l înving pe Ceban în turul 2, nimeni altcineva. Doar eu am capacitatea, cunoștințele și determinarea să transform Chișinăul într-un oraș cu adevărat european. În această campanie electorală trebuie să înțelegem foarte clar că avem de-a face cu o operațiune specială la adresa Republicii Moldova, iar vârful de lance, calul troian al acestei operațiuni este anume Ivan Ceban. La 5 noiembrie aveți ocazia, cu un singur vot, să-l demiteți pe Ceban pentru faptul că irosește resursele orașului pentru agenda sa politică și nu vă rezolvă problemele. Și cu același vot puteți angaja un specialist, un profesionist care se va ocupa cu adevărat de dezvoltarea orașului Chișinău, care poate atrage fonduri europene, care are încrederea partenerilor de dezvoltare și care știe exact cum și în ce mod să rezolvăm problemele chișinăuienilor. La 5 noiembrie votați Victor Chironda și echipa Platforma DA. Vă mulțumesc!